Salutare tuturor, eu sunt Carmen Florentina și astăzi am revenit din nou cu al doilea clip pentru că vreau să vă mai arăt aici una dintre cărțile de colorat pentru adulți pe care mi-am cumpărat-o recent și vreau să vă arăt și vouă, poate vă inspir și pe voi. Ea se cheamă 365 de căi pentru a combate stresul. Da? Spirit și culoare ca să-ți regăsești buna dispoziție. Este apărută la editura Litera în 2016. Ce mi-a plăcut foarte mult la ea este că este o carte de buzunar, adică este așa mai micuță și mai grosuță. Este cam singura de acest gen apărută la noi pe piață. Și a doua chestie care mi-a plăcut și vreau să vă zic este că pe lângă desenele pe care le are, are și niște citate foarte drăguțe. Deci ea arată cam așa. Da, hai să vă arăt de la început. Da, 365 de căi pentru a combate stresul. Aici mi-am scris eu ceva și am desenat câteva floricele. Aici am făcut un desen care mi-a ieșit așa, un fluturaș și o floricică, da? Și cum vă ziceam, aici pe o pagină are trei citate și apoi desenul. O să vă și citesc ca să vedeți despre ce e vorba. Primul citat este chiar așa: privește natura în profunzime și atunci vei înțelege totul mai bine, spune Albert Einstein. A doua este: nu contează cât de încet înaintezi, câtă vreme nu te oprești, zice Confucius. Iar a treia: acolo unde este iubire, este viață, Mohandas Gandhi. Da? Deci are citate și desen. Desenele sunt și mai simple și mai complexe. Da, deci sunt diverse. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta de citat și de colorat. Așa, hai să vă arăt desenul care l-am făcut recent și care îmi place foarte mult. Eu cred că a ieșit destul de bine. Așa. Mai am aici încă unul de care m-am apucat recent și urmează să-l termin. Așa. Încă unul aici terminat. Deci cam asta este cartea. Merge să folosiți atât creioane normale, cum am eu aici, cât și fineliner. Se vede foarte drăguț. Da, culorile sunt aprinse pe fineliner. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta de carte și de colorat și de citit așa, de inspirat, da? O frază de care să te inspire. Și este și foarte ușoară, se poate colora foarte ușor în ea, se întoarce pe toate părțile, poți să o manevrezi foarte ușor și poți să o iei cu tine oriunde pleci, la drum, eu știu, în călătorie, în vacanță, dacă ai un pic de timp liber pe drum, eu zic că e o idee foarte bună să o iei cu tine. Cam asta am vrut să vă zic astăzi, iar dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și nu uitați să vă abonați pentru că mai urmează încă ceva să vă arăt și rămâneți cu mine. Pa, pa!